Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o? Scrisă într-o epocă patriarhală, când statutul femeii era unul inferior prin raportare la bărbat, cântarea lui Solomon surprinde prin renunțarea la normele sociale. Promovează egalitatea și reciprocitatea celor doi parteneri. Femeia nu este dominată de partenerul său, pentru că dragostea implică paritate. Cartea îmbină poezia cu înțelepciunea, fiind mai mult decât un simplu cântec de dragoste. Iubiții din Cântarea Cântărilor sunt un simbol al tuturor îndrăgostiților, oricine având posibilitatea de a se identifica cu ei. Autorul vorbește despre valoarea iubirii și a frumuseții într-o lume idilică, punctul culminant fiind exprimat în capitolul 8 al cărții, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Dragostea este considerată valoarea supremă, singura pe care moartea nu o poate distruge.